În studioul nostru sunt parte dintre cei care astăzi au fost prezentați ca fiind candidați la europarlamentare din partea Partidului Social Democrat. Pe unii cunoașteți, pe alții îi veți cunoaște în această seară și o să-l rog încă de la început pe președintele PSD să facă, să introducă pe fiecare dintre domniile lor. Carmen Avram. E deja introdusă, o știți, o știe toată țara. Pentru mine este o bucurie că este colegă cu noi. Este o bucurie că va merge la Bruxelles împreună cu colegii ei. Am garanția că și ea, ca și ceilalți, se vor bate serios pentru țara ei, pentru țara noastră. Cristian Terheș, un bun prieten al meu, un om care a ars pentru această țară de la mii de kilometri, s-a revoltat și s-a bătut pentru ca lupta noastră împotriva abuzurilor, dumneavoastră împotriva abuzurilor, să ajungă până la urmă la final și să câștigăm cu toții. E un om care are multe de spus în politică, are multe de spus în Parlamentul European. Un om în care eu am foarte mare încredere, un ardelean, care cred că va avea multe de spus și în această campanie electorală în Transilvania. Bianca Gavriliț este deputat, foarte emoționată o văd, în Timiș, medic, o doamnă foarte serioasă, foarte loială, foarte aplicată și foarte harnică. S-a bătut foarte mult pentru ceea ce înseamnă sănătate, pentru drepturile pacienților, pentru condiții mai bune în spital, pentru fonduri alocate în sănătate. Am suferit împreună cu noi toți în toată această perioadă în care vedeam de la dumneavoastră cum arătați întregii țări și întregii lumi, până la urmă, niște abuzuri îngrozitoare care s-au întâmplat în această țară. Suferea și când vedea ce se întâmplă la Bruxelles și când europarlamentarii români votau împotriva țărilor. Este foarte motivată și fac foarte mari speranțe, am foarte mari speranțe că Bianca va face o figură bună la Bruxelles ca parte din echipă. Claudiu Mann, încă președintele Comisiei SRI, senator de Dolj, președintele organizației PSD Dolj. E un tânăr în care eu am investit încredere de foarte mult timp. Poate și-a dat seama, poate nu și-a dat seama. Un tânăr care a crescut și crește foarte sănătos, foarte echilibrat, foarte așezat, foarte hotărât. I-am spus de mai multe luni, fără să-i spun de ce, de fapt de anul trecut din primăvară, să înceapă să înțeleagă ce înseamnă instituții europene, să observe ce înseamnă Parlamentul European, să observe cum suntem tratați acolo și ce ar trebui să facem noi, ca România să fie tratată așa cum o merită, nu cum vrem noi așa din senin. Victor Negrescu este un tânăr la care la fel am investit foarte multă încredere. A făcut o singură greșeală, pentru că n-a comunicat cu mine în acea zi, dar un tânăr... Când și-a demisia. Am văzut chiar în ultimele luni cu conexiuni foarte bune în instituțiile europene, la oficiali europeni. Cunoaște foarte bine mecanismele de acolo. Știe cum să discute, știe cum să pună problema României, cum să obțină pentru România lucruri. Dacă ar fi fost ajutat mai mult, poate ar fi rămas în guvern, dar n-ar fi ajuns parlamentar european. Am foarte mare încredere în el, că va face mult mai mult decât au făcut, mă rog, o parte din europarlamentarii români care au fost în acest mandat. Emilian Pavel, tot tânăr din Bihor, e un băiat care, sigur, pare mic, dar e un băiat cu suflet mare, cu inimă mare, foarte curajos. Și cred că l-ați văzut și dumneavoastră. În condițiile în care oameni mai vechi în Parlamentul European, cu funcții înalte în Parlamentul European, se dădeau poate loviți, fără să aibă durere la coloană, cum am eu, se dădeau ascunși cu treabă,
n-a avut nicio ezitare, Emilian, ca în momente critice, momente importante pentru România, să-și apere țara și să spună adevărul, pentru că nu merge acolo să mintă. Am mare încredere în el și încă un nou mandat pentru Emilian Pavel o să ne ajute foarte mult pe noi toți, nu numai partidul. Răvana Plumb este deschide lista, este prima pe lista noastră de europarlamentar. Răvana are o calitate rară. Nu te speria că nu pun nimic în casă. Ea a condus mai multe ministere. Numai abordarea tehnocrată merge pe ideea că un om e specializat doar pe un domeniu și atât. Un om politic de calibru, un om politic care înțelege ce înseamnă să faci politici publice și înțelege programul de guvernare, dacă are abilități manageriale și dacă este foarte dedicat și determinat, poate să conducă bine mai multe domenii de activitate. Răvana, calitatea de care vorbeam, este că Răvanii nu-i trebuie mult timp, dacă ajunge să conducă un ministru sau o instituție, să înțeleagă ce se întâmplă acolo și să ia măsuri rapid. A fost, de exemplu, la Ministerul Educației 45 de zile. Da. Interimar. În prima săptămână a rezolvat lucruri care trenau de foarte mult timp. Blocaje, funcționărești, birocrație, rea voință, rea credință. Cunoaște bine instituțiile europene, cunoaște bine oficialii europeni și cei care sunt și cei care vor veni, știe mecanismele europene, știe culisele care sunt importante în instituțiile europene și în Parlamentul European, știe să negocieze foarte bine, știe să aducă fonduri europene în România, are o experiență și o expertiză destul de pregnantă, care o califică pentru multe poziții. Eu sunt bucuros că ea deschide lista noastră, am încredere Mulțumesc. Foarte mare în ea. Și restul colegilor noștri, eu aș vrea să vin cu mai mulți, dar regulile din televiziune sunt ale dumneavoastră. E mai complicat acum. Știu, acum. Îmi pare rău că nu am putut să vină mai mulți colegi, pentru că lista este foarte bine echilibrată și colegii au fost aleși foarte bine. Bun, și mai avem și o legătură directă la Strasburg. Mai este un candidat care nu se află la București pentru că este la Parlamentul Trebuie să vorbesc European. Și despre doamna. Vă rog. Maria Grapini. Maria Grapini a generat foarte multă mândrie în rândurile PSD-ului, eu cred că și în rândurile multor români, prin pozițiile românești, pozițiile patriotice și curajoase pe care le-a avut în Parlamentul European, fără să aibă niciun fel de ezitare, și ne-a dat foarte multă încredere. Pentru mine, pentru noi, consider că este un câștig că Maria Grapini face parte din grupul nostru social-democrat, face parte din echipa PSD-ului care va merge la Bruxelles, are experiență acolo, este destul de cunoscută. Și Maria are, pe lângă multe alte calități, o calitate importantă și obligatorie la toată lumea. Știe să facă echipă și să facă parte din echipă. Bun. Am cunoscut parte din echipă în această seară, dar, domnule președinte, aș vrea să intru direct în subiect. La început încă această campanie electorală, fiind un an foarte important, două rânduri de alegeri, iar aceste alegeri europarlamentare, în opinia mea, au o miză mult mai mare decât orice alte europarlamentare. Președintele încearcă, mă rog, nu e sigur, nu e convins, dar poate să va convinge să facă un referendum. Din motive pe care le vom vedea, încercarea fundamentală pentru aducerea publicului, eu știu, al domniei sale sau al partidelor de opoziție la acest referendum și la aceste alegeri europarlamentare sunt date de miza enormă a acestui an. Sunt alegeri prezidențiale și domnia sa, și imaginez că nu singur, nu doar domnia sa, se joacă totul sau nimic. E o miză mare, e o miză care ar putea să seteze România pentru următorii ani de zile. E o miză care cred că în momentul de față o înțelege toată lumea. Sunt atacuri de toate felurile, sunt încercări de poziționări de toate felurile și doar ceea ce am văzut în ultimele 24 de ore
Sigur că asta a început să fie o obișnuință. Guvernul, nu știu, vine cu un buget, și de fapt Parlamentul vine cu un buget, președintele nu semnează. Ministrul Justiției o revocă pe Chiuveș și Curtea Constituțională spune asta, președintele nu semnează. A devenit aproape un obicei din a boicota, din a încerca să blocheze, de fapt, orice inițiativă a dumneavoastră. Și în momentul acesta, toată lumea se întreabă cum va evolua, de fapt, acest război. Care sunt aturile, care sunt armele fiecăruia, pe cine se sprijină. Destul de interesantă și evoluția primului ministru din aceste zile de la Washington, reușește să întâlnească cu vicepreședintele Statelor Unite, vorbește la una dintre cele mai importante reuniuni globale și am văzut ce s-a întâmplat acolo. Deci este o bătălie enormă. În opinia dumneavoastră, această bătălie, cine o va câștiga? Pe ce este această bătălie? Care este miza și cât de dură va fi bătălia din aceste alegeri care, de fapt, pregătesc și trendurile, și populația, și națiunea pentru alegerile prezidențiale? Miza este România. O altă miză o reprezintă viețile românilor. Un trai mai bun pentru români sau un trai mai rău? O țară dezvoltată sau o țară stagnată în dezvoltare? O țară mândră, cu șanse de creștere și pe măsura potențialului pe care îl are, sau o țară îngenunchiată și predată la cheie străinilor? Ceea ce face Iohannis o face din disperare. Sigur, este și împins, are păpușarii lui în spate, e vizibil pentru oricine înțelege cât de cât ce se întâmplă în țară, în Europa și în lume. Eu cred că noi vom câștiga această bătălie pentru că diferența majoră între noi și el este că noi luptăm pentru România, el luptă împotriva țării lui, prin tot ceea ce face. Prin absolut tot ceea ce face, luptă împotriva țării lui. Mi-este foarte greu să fac o ierarhie a tuturor acțiunilor negative ale acestui om, care își urăște țara, incitare la dezordine socială, incitare la proteste și proteste violente, încurajarea acestora, niciun fel de poziție, niciun fel de luptă de-a lui pentru a obține ceva pentru această țară. Direcția lui, abordarea lui este să nu supere, să pună bine cu mai mari Europei. Niciodată mai mari Europei nu o să moară de grija noastră, pentru că fiecare are țara lui și se gândește la țara lui. Ca așa este normal. Ce are în spate, ce arme are în spate, în față, în lateral, are acest stat paralel, acest sistem ocult, corupt, care a penetrat în mod serios justiția din România în ultimii ani, care a generat o serie de abuzuri inimaginabile într-o țară democratică. Inimaginabile. Vieți distruse, destine frânte. Capitalul românesc aproape distrus. Agricultura pusă în genunchi. Deci vorbim de lucruri, cum să spun, care sunt obligatorii pentru o țară. Vorbim de siguranță alimentară, vorbim de capacitatea de apărare, vorbim de viața fiecărui om, vorbim de libertăți și drepturi fundamentale. Le calcă în picioare. Și le calcă cu temeinicie și fără niciun fel de tresărire. Folosește orice. Diferența, o altă diferență între noi și el este că el face aceste lucruri din disperare. Noi nu le facem din disperare. Noi vrem să câștige România. De ce credeți că e disperat? De frică. Păi, domnul Gâdea, dacă ai furat niște case de la stat și nu mai ai o imunitate și o protecție, trebuie să dai socoteală. Că dacă nu mai ești președinte, nu poți să mai mergi noaptea în batic la procurori. Să servești o cafea și să bifești ceva acolo. Trebuie să dai socoteală. Zeci de dosare penale închise de prietenul dumnealui. Și disperarea nu e numai a lui. Este și a multor altora care vor ajunge să dea socoteală. Aduceți-vă, să nu uitați niciodată ce ați vorbit cu mine în studioul ăsta și în cel vechi,
despre acest tip de spețe în România. Să nu uitați, uitați-mă înregistrat, pentru că o să vedeți că încet, încet, până la urmă, se va face dreptate până la capăt. Pentru că este obligatorie, dacă vrem ca țara asta să se însănătoșească.